Castraveții sunt bogați în substanțe nutritive, însă cel mai mare merit al lor este că hidratează organismul datorită conținutului mare de apă. Sunt săraci din punct de vedere caloric, însă reprezintă o sursă de vitamina A, B, C, acid folic, calciu, magneziu și fier. Castraveții conțin și antioxidanți, fibre și enzime care stabilizează și îmbunătățesc procesul digestiv. Deși majoritatea dintre noi eliminăm coaja, castravetele poate fi consumat cu tot cu coajă, fiindcă aceasta conține multe dintre substanțele nutritive. Conținutul de apă din castraveți are rol antioxidant, diuretic și hidratant. Dacă mănânci un castravete mediu, este ca și cum ai bea jumătate de pahar cu apă. Iar tot acest lichid îți va curăța rinichii și va preveni formarea pietrelor la rinichi și apariția infecțiilor urinare. Aceștia trebuie consumați în special vara, atunci când organismul nostru are nevoie de mai multă hidratare. Îi poți adăuga în salate, în sucuri și smoothie-uri, dar îi poți mânca și pe post de gustare, sub formă de bastonașe peste care adaugi 2-3 picături de lămâie. Bogat în fibre, castravetele reglează digestia și te poate scăpa de arsurile la stomac. Substanțele din compoziția sa pot alcaliniza mediul din stomac, făcându-l mai puțin acid și reducând simptomele gastritei sau ulcerului gastric. În plus, castraveții pot trata și constipația, dacă sunt consumați regulat, cruzi sau sub formă de suc. De asemenea, castraveții echilibrează nivelul glicemiei și stimulează producția de insulină. Au un efect moderat și asupra tensiunii arteriale, pe care o pot menține în limite normale. Nu în ultimul rând, castravetele are și efect antiseptic, în special pentru cavitatea bucală și tractul digestiv, unde elimină bacteriile dăunătoare. Dacă ați mâncat ceapă sau usturoi, puteți ronțăi batonașe de castravete, fiindcă va elimina parțial mirosul neplăcut.